O nemulțumire a șefilor PNL din Gorj este faptul că primarii din județ nu s-au mobilizat îndeajuns pentru primul tur al alegerilor prezidențiale. Vasile Popeangă, membru în biroul permanent, a spus la Sud FM că situația se va schimba. Liberalii speră să schimbe culoarea roșie a județului în galben în turul 2 ale alegerilor prezidențiale. Vasile Popeangă a precizat că primarii trebuie să se mobilizeze mult mai bine, mai ales că au guvernul lor. Probabil că se vor antrena mai mult acum în turul 2. Așa și deci vom fi în priză încă o dată. Nu, și-a tras atenția și președintele Iohannis. Trebuie să fim în priză, să facem campanie, să mobilizăm oamenii, să iese la vot, să ne înțelegem foarte clar. Și au înțeles. Aici sunt convins că toți cei care participă la campania electorală, mai mult. Acum, sigur că se vor purta și la nivelul județului niște negocieri. PNL Gorj are 20 de primari în județ și aceștia vor colabora și cu reprezentanții celorlalte partide de opoziție. Vasile Popeangă a precizat că liberalii vor purta negocieri cu liderii USR și PMP pentru campania electorală a turului 2 la alegerile prezidențiale, care va începe joi, 14 noiembrie.